Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi încerca să încheiem acest proiect Alba ca Zăpada și voi continua prin a coase mânuțele. Deci vom pune părțile componente împreună și vom da rezultatul final. Așa cum spuneam, mai întâi vom coase mânuțele, noi ne vom orienta după această linie unde am făcut schimbul de culoare. Bineînțeles, această parte, mânuța va veni un pic mai sus cusută. O vom coase cu acul pentru cusut lână, fiecare, bineînțeles, în funcție de acul pe care îl are, al meu este acesta. Am întârziat foarte mult cu acest tutorial, deoarece am o bucată bună de timp de când sunt un pic am probleme de sănătate, am reușit să-mi rup o vertebră la șira spinării și foarte greu reușesc să stau așezată. Deci vom coase mânuța, atât una cât și pe cealaltă, iar apoi noi ne vom reîntâlni pentru a continua. După ce am cusut mânuțele, acum este momentul să coasem căpușorul în același mod cu acul pentru cusut lână. Noi vom atașa căpușorul și încet, încet îl vom coase de jur împrejur, dându-i stabilitate. Înainte de a începe să coaseți căpușorul, dacă este nevoie, puteți umple cât mai bine corpușorul cu melană sau cu materialul cu care umpleți dumneavoastră jucăriile și apoi vom continua, așa cum vă spuneam, să coasem încet, încet căpușorul nostru. După care va veni partea cea mai importantă, modul în care vom lucra părul. Aceea este... Eu astăzi vă voi prezenta una dintre metode, pentru că sunt mai multe metode de a face părul păpușilor. Eu voi alege pe cea mai simplă, ținând cont de faptul că este un canal adresat doamnelor începătoare, și doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să poată realiza o anumită lucrare în totalitate. Și bineînțeles, modul în care veți învăța va fi util și pentru alte lucrări. Deci, după ce coasem bine căpușorul, capătul de fir noi îl vom ascunde, îl vom pierde undeva de desubt, după care îl vom scurta. Și vom continua să coasem singure. Pentru a realiza părul, metoda pe care vă prezint astăzi este una dintre cele mai simple. Mai întâi vom face cu firul de culoare neagră o căciuliță. O căciuliță care va veni așezată pe capul păpușii. Vom începe ca de obicei în cercul magic cu 6 piciorușe scurte. Vom înmulți până când vom ajunge la 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire, după care eu am lucrat 3 rânduri de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Rezultatul este acesta. După cum vedeți, doamnele, chiar și doamnele începătoare se vor pricepe, pentru că este exact ceea ce lucrăm pentru cap. Așa se prezintă. După ce am realizat această căciuliță, voi lua o cutie, bineînțeles, firul negru, un carton, eu voi lua o cutie de la medicamente și voi înfășura în felul acesta firul negru pe cutia mea.
își voi face de atâtea ori cât consider eu de cuvință și, bineînțeles, apoi dacă vom avea nevoie, vom tăia alte fire. După ce am făcut această operațiune, ce vom face? Farfecul, nu vreau să fac reclamă la medicamente, voi tăia de aici firul și voi intra în felul acesta, tăiesc aceste fire. Pentru că acesta va deveni părul păpușii noastre. Vom lua căciulița, putem să o scoatem de aici, nu este nevoie să stea. Vom lua căciulița, vom lua fiecare fir, îl vom pune în două, în felul acesta, și vom începe să aranjăm părul păpușii. În ce mod? Vom intra, uitați-vă, foarte simplu, vom extrage firul nostru și îl vom închide în așa, în modul acesta. Astfel vom face de jur împrejur și pe partea din mijloc a părului, a căciuliței respective. Ia uitați-vă. Acesta este modul cel mai simplu în care putem realiza părul păpușii noastre. Alba ca zăpadă este brunețică, știți, are părul negru. Și ne vom juca în felul acesta până când am reușit să facem de jur împrejur. După ce am lucrat de jur împrejur, vom urca în sus, sărim 1, 2, intrăm în corespondența celui de-al treilea rând și vom face același lucru. Deci, practic, vom îmbrăca toată această căciuliță cu fire de păr. Fire de păr, ipotetic vorbind. Acesta este modul cel mai simplu, după care, bineînțeles, acest păr îl putem aranja în modul în care dorim, îl putem scurta, facem ceea ce considerăm noi că este frumos pentru lucrarea noastră. Deci, în felul acesta vom lucra tot de jur împrejur, vom atașa firele de păr. Iar noi ne vom reîntâlni. Cam în felul ăsta mi-am aranjat eu până acum părul păpușii mele. Mai am câteva fire de adăugat, le voi pune și pe acestea, după care vom pune căciuliță pe capul păpușii. O vom fixa fie cu acul, fie cu lipiciul lichid, cum vă este mai ușor dumneavoastră. Eu voi folosi lipiciul meu lichid, pentru că, așa cum știți, de foarte multe ori în lucrările mele eu îl folosesc, și acesta fiind foarte sigur, dând foarte multă stabilitate lucrărilor. Deci mai am aici câteva firișoare de adăugat și apoi vom vedea ce a ieșit, cum se va prezenta. Bineînțeles, apoi voi pune fundița roșie, vom pune ochișorii, vom pune tot ceea ce trebuie. Așa. Am un fir, îl voi adăuga și pe acesta. Îl voi pune aici de o parte. Și apoi vedem ceea ce a ieșit. De genul acesta. Va fi nevoie acum să aplic lipiciul
și să aranjăm părul în modul în care dorim după ce aplicăm fundița roșie aici și apoi vom face câteva fire de păr usute. Deci acum eu voi aplica lipiciul lichid. Așa cum spuneam, voi pune lipiciul lichid în modul în care căciulița noastră să stea fixă. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră, dacă doriți, puteți chiar să o coaseți. Va fi mult mai sigur. Iar acum voi aplica în felul acesta. Voi lăsa un pic să se usuce, să-i dau stabilitate, după care vom continua. După ce s-a lipit bine căciulița cu acul și cu firul negru, am cusut aici de o parte păr pentru a-i forma coafura cum trebuie. În același mod voi coase și partea aceasta. Vă voi arăta modul în care am cusut. Astfel veți coase și dumneavoastră. Eu mă mișc un pic foarte greu pentru că sunt obligată să fac doar anumite mișcări. Vă voi arăta un pic modul în care eu am cusut, iar dumneavoastră veți face singure. În felul acesta vom țese un pic aici. Pentru a-i da forma coafurii. Uitați-vă, încet, vom da o anumită direcție și acestor fire cusute. După care vom pune o pămblicuță roșie, vă amintiți că alba ca zăpada poartă pămblicuța roșie pe cap. Vom pune și noi pămblicuța roșie și apoi vom aranja tot părul. Veți vedea apoi că se va prezenta cât mai apropiat de original. Deci în felul acesta vom coase. Vedeți? Încet îi formez. Da? Voi mai coase un pic aici pentru a acoperi această parte. Veți coase și dumneavoastră cam în același mod și ne vom reîntâlni pentru a continua. Așa se prezintă alba mea ca zăpada. După cum vedeți, am pus ochișorii, i-am cusut gurița, năsucul, i-am aplicat pămblicuța roșie, am îmbrăcat-o. Să știți că partea de deasupra rochiței o veți pune foarte ușor, o îmbrăcați pe mânuțe, exact ca o hăinuță, fustiță, la care am aplicat apoi o fundiță albastră. Am dorit să închei acest tutorial, așa cum vă spuneam, mi-este foarte greu să stau pe scaun. Mai mult pentru a vă arăta modul în care am realizat părul. Eu sper să vă placă această albă ca zăpada, chiar dacă este o jucărie, seamănă. Și sper să o lucrați cu drag și dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă doresc multă sănătate și o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!